Bună seara tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o citire intuitivă cu cărți de tarot pentru ziua de vineri 18 noiembrie. Să vedem care sunt noutățile. Wow, o zi puțin cu lumini și umbre, aș putea să spun. Acum poate ține și de vreme, dar poate ține și de niște secrete care le aflați. E o zi a visării. O zi în care aveți nostalgie, poate, aducerea aminte, niște intrigi pot ieși la suprafață, pot apărea și niște discuții, certuri din cauza unor neseriozități sau din cauza unor frici mai pot fi aici, se pot învinge niște temeri, niște frici, pot ieși niște lucruri la lumină, poate are legătură și cu energia lunii, cu ceea ce, cu explorarea lunii, să zicem așa, dar și cu visa de noapte. Și justiția joacă un rol important, o haină de stat. Sinceritatea joacă un rol foarte important pentru ziua de vineri. O clarificare pe relații, o echilibrare a unor energii care țin poate și de sănătate. Se caută armonia, se caută o înțelegere, un ajutor, un sprijin, o justiție. Haideți să vedem cum va fi ziua de vineri, 18 noiembrie, pentru fiecare zodie, pentru bebec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, și grăbesc, s-a și grăbit chiar o fecioară, sau probabil, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Vin vești, știți, trebuie niște vești, niște noutăți, niște acte, niște miracole. Într-adevăr, e o zi cu noutăți, cu clarificări, cu o atracție foarte puternică de a clarifica ceva. Dar poate ieși și cu ceartă, cu discuții. Vedem pentru berbec, vedem pentru taur, vedem pentru gemeni, rac. Pentru leu. Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Zodia Pești. Să vedem pentru Zodia Berbec. Schimbări la berbeci, niște clarificări, niște întâlniri cu un prieten, o să aflați niște vești. Vi se face dor de cineva sau vă revedeți cu cineva din persoana, vă caută cineva pe care nu l-ați mai văzut de mult. Aveți o revelație, aveți o intuiție foarte bună, o conexiune, poate comemorați și pe cineva care nu mai este, vă aduceți sau aminte sau visați pe cineva care nu mai este. Aveam parte de un eveniment, vă retrăziți la viață, cumva vă reinventați. Sunteți creativi, sunteți intuitivi, un prieten vă poate ajuta sau chiar apare și un copil la unii dintre voi, poate apare și o sarcină sau stați, aveți o întâlnire, o discuție cu cineva mai tânăr, o persoană care poate fi și un artist aici, văd că apar niște noutăți care pot aduce pentru voi un succes, o reușită, o realizare. Pentru tauri, o zi plină de drumuri, de discuții, stres, poate, succes, petrecere, evenimente, aveți niște evenimente, niște întâlniri și niște drumuri pe care le faceți. Văd aici că vă întâlniți poate cu multe persoane, văd că sunteți și stresați, preocupați, poate, de prea multă treabă care aveți de făcut, pentru că mai aveți și întâlniri, mai aveți și drumul și ziua e scurtă, cum se spune, și vreți să le terminați pe toate. E ziua scurtă, noaptea lungă. Și vreți să terminați, poate, până la venirea întunericului, unele treburi, faceți niște drumuri. Pentru zodia Gemeni, o zi chiar interesantă, să știți, o zi în care puteți avea succes, reușită, victorie. Puteți învinge niște dificultăți, puteți, în ciuda unor obstacole care le aveți în drumurile voastre, în ciuda unor rivalități, veți face o clarificare, văd aici că veți avea, poate și de luat o decizie, aveți niște întâlniri interesante, vă puneți în valoare niște talente,
Vă puteți îndeplini vise, puteți avea un cuvânt de spus undeva într-o adunare, puteți avea o popularitate, faceți un drum, poate, vă duceți pe undeva, călătoriți în interes profesional sau și în interes util cu plăcut, cumva aici la voi poate fi și acest lucru, pentru că poate apărea chiar o dragoste sau mai multă pasiune în relația de cuplu. Pentru raci. Raci au o zi puțin cu o suferință aici, poate și din cauza unui bărbat care are o problemă de sănătate, puteți afla o veste de cineva bolnav sau că trebuie să rezolvați o problemă. Cumva vă dezamăgește cineva, aveți o teamă, o frică, poate și legat de un drum, că trebuie să rămâneți singuri, poate pentru o perioadă sau pentru că trebuie să faceți un tratament aici. Văd că aveți totuși niște veste, poate schimba ceva în bine, poate și cu ajutorul unei persoane care vă dă un sfat înțelept. Poate că sunteți într-o suferință, într-o tristețe, într-o greutate, în urma poate și a pierderii cuiva sau în urma unei probleme de sănătate, dar până la urmă văd că vă vine un ajutor, un sprijin sau chiar în singurătate. Voi meditați, vă gândiți și găsiți o soluție. Văd că vă vine vreo idee, aveți idei creative, chiar vă puneți în valoare poate creativitatea. Copiii pot și ei juca un rol important pentru zodia Leu. Dragostea, să știți că e pe primul loc la voi. A unii dintre voi poate are legătură și cu munca, pentru că aici poate că aveți totuși o clarificare de făcut pe profesie, carieră și relații. Cumva aici trebuie să găsiți, poate căutați, văd că căutați o soluție să faceți o alegere între carieră și muncă sau să nu intrați în conflicte cu niște persoane, să pierdeți niște prietenii. Aici poate și din cauza unei alte relații. Poate apărea un trio aici, dar văd că această clarificare poate fi chiar și cu o ruptură, cu o ceartă, cu o supărare sau chiar aveți o amenințare, poate legată și de bani, poate legată și de copii, spre exemplu, pierderi, când să ajungeți într-un conflict cu persoana iubită și să vă supărați și să plece, spre exemplu, sau să vi se strice ceva și să, din cauza unei dușmănii care o aveți pe drumuri, aici poate fi legat de drumuri că sunt aglomerate, sau când călătoriți să nu stricați ceva. Poate fi și acest lucru, văd că aveți o decizie de luat în dragoste, vă pot veni vești. Pentru zodia Fecioară, o zi foarte frumoasă, o zi cu întâlniri, chiar voi ați ieșit ca zodie, cu vești, cu noutăți, cu o dragoste, cu un dor care vi se face de cineva. Văd că sunteți într-o zi în care vă împliniți visele, vă gândiți poate mai mult la voi, la plăcerile voastre, poate apare și o sarcină, poate fi aceasta visarea care o aveți voi, sau vine o veste de o petrecere, de o întâlnire cu cineva, de a vă duce la ziua cuiva sau la o altă aniversare, la alt gen de petrecere, cu persoana iubită chiar, puteți primi o declarație de dragoste, vă văd de aceea într-o îndrăgosteală, într-un succes, într-o reușită, pot veni vești, poate și faceți niște acte sau o afacere, începeți ceva nou. Pentru zodia Balanță. Aveți o zi în care aveți făcut niște clarificări aici cu cineva, cu un prieten, poate legat și de niște bani, de niște câștiguri, de o popularitate, de un eveniment. Poate că aveți ceva de sărbătorit, pe cineva de sărbătorit, cineva care vrea să vă dăruiască ceva. Un bărbat din semn de apă poate juca un rol important. Pentru zodia Scorpion. Zodia Scorpion este totuși într-o suferință. Aici poate ține și de sănătate, ține și de o greutate, o supărare cu cineva. De zodia Scorpion totuși văd că are o problemă. Poate și cu o haină de stat aici sau chiar de sănătate, o suferință. Vine cineva, vă dezamăgește, vă întristează sau chiar vă amenință cu ceva. Zodia Săgetător, în schimb, reușită, succes, o dragoste, o prietenie, daruri, cadouri, popularitate, un succes financiar, un succes profesional, o reușită meritată, poate și printr-un nou proiect, văd că sunteți creativi, creativă, văd că un tânăr poate juca un rol important pentru voi, un copil sau o nouă persoană care se oferă să vă ajute, să vă dea un dar, să vă susțină.
Pentru zodia Capricorn, ascendent Capricorn, văd că voi puteți trece printr-o bucurie și suferință cumva aici, poate că aveți și voi o comemorare pentru doliu, pentru o suferință. Apare o clarificare care ține poate și de o haină de stat legată de un doliu, de o pierdere. Aveți o reuniune de familie pentru zodia Vărsător. Vești. Vești, drumuri, un succes, să știți că puteți avea un succes, o reușită, o victorie. O victorie care vine și datorită unei persoane care se ocupă poate chiar de vindecare, de o persoană sau poate fi și un preot, poate fi și cineva care, o persoană înțeleaptă, văd că aveți un succes, o victorie, o reușită, o realizare care vine poate și de la drum sau faceți un drum, să vizitați pe cineva, o persoană mai vârstnică, spre exemplu, să cereți un sfat, să cereți o părere, aveți un succes, o victorie, vă învingeți niște frici, aveți chiar o reușită care vine poate și printr-o curățare de energie sau poate vine și printr-un o inițiativă, văd că o inițiativă a voastră poate avea succes, reușită, realizare, sunteți învingători, chiar dacă ați trecut prin niște dificultăți, chiar dacă răbdarea vi s-a pus la încercare, se pare că reușiți. Pentru zodia Pești, ascendent Pești, e o zi în care puteți avea o teamă, o frică, ceva neașteptat care ține poate și de niște bani. Puteți avea și bani și câștiguri și reușite, dar puteți avea și o teamă, o frică, o discuție, o pierdere chiar. Puteți suferi o pierdere pe neașteptate, fie din cauza unui bărbat, fie voi ca persoană vă e teamă de ceva și din teamă faceți o greșeală, o gafă sau intrați într-o discuție cu cineva și asta vă aduce o oarecare pierdere, vă distrage atenția. Poate fi și legat de vreme, poate fi și legat de drumuri, poate fi legat și de emoțiile voastre care nu vi le puteți controla la un moment dat. Poate vă supără vreun copil, vă supără vreun bărbat, vă supără cineva. Aici văd că pot fi situații care, dar văd că aveți și beneficii, câștiguri, puteți să vă. Poate unii dintre voi și cum e că vremea. Ca atunci când plouă și ți strică reconta, aici ceva de acest gen, ca și cum te prinde ploaia când n-ai apucat să spui ceva, bagajul la adăpost, să spui ceva important, să nu ți se strice. Cam asta e din ce văd pentru ziua de vineri, așadar. Eu sper că ce am văzut de bine să fie de bine. Vă mulțumesc că vizionați acest video. La revedere!